Salutări băieți și fete, bine v-am găsit la ceva nou pe canal. Astăzi filmăm Construction Simulator. O să avem destul de multe de făcut în acest joc. E destul de interesant, mie unul îmi place maxim. Sper să vă placă și vouă. Și dacă va merge, o să ținem destul de mult această serie. Hai să vedem care-i treaba. Hai, trecem peste monolog. Hai să vedem care-i treaba. Bun, unde trebuie să mergem? Aici. Ah, hai să facem fast travel. Ah, n-avem mai. E ok. Hai să mergem ca tinel. Aprindem farurile ca să nu avem probleme, nu de alta. Este o furtună foarte mare în oraș. Am fost sunați noaptea târziu de către șef, cum ar veni, să rectificăm câteva lucruri. Și acum mergem să ne facem treaba ca niște băieți ordonați. Nu mă interesează de semafoare, nu mă interesează de nimic, e furtună, trebuie să ne mișcăm, să facem treabă ca la carte. Bă, îmi cer scuze dacă s-aude un pic un sunet aiurea, dar am băgat un ventilator, e jale, e caldă mori și n-am ce să fac. Trebuie să-l folosesc, că altfel mă coc. Și nu cred că ați vrea să mă coc aici, să nu mai punem videoclipuri, să ne distrăm, să râdem, să alea. Bun. Oprim aici. Dă-te jos. Practic ce avem noi de făcut aici e ca un fel de tutorial. O să-l facem, trecem repede prin el. Am făcut și un live, într-adevăr l-am făcut și pe live acest tutorial, dar aia e. O să-l facem ca să fie treaba făcută. O să-l facem ușurel așa și o să trecem la treburi interesante. Oricum avem un DLC blană, Stadium Expansion, și bă, e chiar interesant DLC-ul ăla, mie îmi place maxim. Odată ce ai șantierul în sânge, nu-ți mai iese. Asta e ghinion. Defect profesional. Deșertăm aici tot. Și cu această cupă, bă, băieți, terminăm prima misiune la perfecție. Am avut de curățat aici foarte simplu și eficient. Stai așa un pic. Stai așa un pic, dă-te jos. Dă-te jos că am văzut ceva. Dă-te jos că am văzut ceva. Ciocănelul, avem de adunat ciocănele, tată. Ciocănelele e bine să le adunăm. Adunăm ciocănelele că nu se știe. Deșertăm această mirobolantă aici. Și mutăm autocarul pe partea asta. Ne dăm jos și hai să vorbim iar cu domnul inginer. Vorbim cu domnul inginer să vedem ce are de spus. Ia zi, domnul inginer. Atât că ai vorbit mult. Vorbim mult deja. Bun. Trebuie să mutăm de aici generatorul. Foarte bine, tata. Hai să mutăm generatorul. Nu-i departe până acolo. Ia-te-te.
Ești la o aruncătură de băț. Nu e o problemă, imediat ajungem. O, ușor. Ne deșertăm și nu e bine. Bun, tătuțu. Hai să scoatem calele la utilaj. Da mă, lasă-mă că știu să mă descurc cu așa ceva, bă băiatule, bă, că vorba aia. Avem de pus generatorul. Și aparent avem și un stâlp pe clădire căzut. Da, așa să închidem, să închidem jumecheria asta. Trebuie să pornim și generatorul. Închidem aici utilajul frumos. Trecem în drive mode și ne dăm jos să pornim generatorul. Vedem ce ne mai zice domnul inginer. Domnul Inginerescu. Pornește el. Gata, tat. A pornit curent. Maxim mol. Mă, dă-te la gară. Bun, ia zi, domnul inginer, ce s-a întâmplat? Gata, că ai vorbit mult. Bun. Trebuie să dăm jos lampa aia fermată după acoperiș. Bun, bun. Faceți loc că ne mișcăm cu dita macaraua. Dar faceți loc că vine nașu, nașu. Atât, mă. La fix o punem. Ia-o ai. Sări, băi. N-a mers. Bun. Acum trebuie să intrăm în mașinic aici. Mergem la depozitul de materiale. Dar de ce mă pune să oculesc atâta dacă eu pot să mă duc atât de simplu pe aici? Uai. Opa. Ce s-a întâmplat, mă? Ce-a făcut, mă, băiatule? Băi, băiatule, nici n-am început bine și deja facem belele pe aici. Pai de capul meu. Demolăm tot. Demolăm, rupem, spargem. Ce sătată aia ai. Aia nu e o problemă. Bun. Și am ajuns la dealerul de materiale. De construcțiuni. Ho, 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 brr. Parcăm aici în zona prestabilită. Trecem peste. Bun, am înțeles. Bun. Bun și asta. Deci putem folosi acel încărcător să punem materialele, dar n-are nicio relevanță. Ori că stau să mă chinui cu ăla, ori că scot brațul și le încarc eu, tot aia mie. Tot aia mie, plus că e mai interesant. Ne mișcăm și noi altfel. Salto, că nu e bine. Atât.
vedem brațul frumos, elegant. Bun, tătuț, am făcut și o captură de ecran ca să facem și un thumbnail elegant. Ca să fie treaba. Așa, mă, tată. Bun, hai să închidem utilajul. Închidem frumos utilajul și ne ducem să distribuim materialele, tată. Trecem în driver mode. Și am și plecat. Avem girofar, avem... Ce vorbești, Franț? Suntem pe ele, ești nebun. Avem prioritate aici, ne doare la banană, îi dăm înainte cu tupeu. Și aici avem prioritate, așa că trecem peste. Go, 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 Power Rangers! Hai cu tata, hai cu tata, hai cu tata. Și trebuie să punem materialele acolo sus. Bun, stai așa. Bun, merge, hai. Dacă n-ai loc să pui calele, le redeschide. So, we don't want to lose time. Bun, tătuțu. Una bucată. Punem și palețelul ăsta alt și stăm deja bine. Hai, tată. Abia aștept să avem de construit un stadion, ceva, oricum, ceva mare, ceva interesant. Avem o varietate destul de mare de utilaje și asta îmi place maxim. Deci îmi place maxim treaba asta, că avem multe utilaje din care putem alege și asta e interesant. Și poți să faci mult mai multe chestii. În Construction Simulator 2015 nu puteai să faci atât de multe, erau, nu știu, cred că vreo 10 utilaje mari și late, aici cred că 100. Deci e o diferență extremă și ne ajută maxim treaba asta. Pentru că face jocul mult mai interesant, da? Bun, hai să vedem ce ne zice domnul inginer, gata că ai vorbit mult. Bun. Am făcut curățenie aici în sală. Mă, da, de ce mă tot pune, mă, să ocolesc aia, mă? Dă-i, mă, pe aici, că așa vreau eu. Urmează să facă dimineață imediat. Deci trebuie să rezolvăm o situație la un accident aparent. Să vedem ce s-a întâmplat acolo. Ce e de rezolvat, ce e de făcut. Rezolvăm situația cât ai zice... Feștic? Cât ai zice feștic, rezolvăm situația. Miliția.
A venit miliție. Aparent avem o mașinică răsturnată în șanț. În șențulete. Bun, am înțeles. Trebuie scoasă mașina, asta e clar. Ia zi o, Cocoșel, care-i treaba? Iar vorbești mult? We put up extra warnings, but there's always someone who ignores them. Da. So this... Da, bă, ai dreptate, ce vrei să te mint? Știi că eu nu te mint pe matale. Saltă, tată, mașinica. Bun. Așa, să schimbăm un pic camera. Așa că trebuie rotită. Rotită ca rotită, dar trebuie băgată și mai spre interior. Haide mă, tată, mă. Bă, mă enervezi. Atât, mă. Bun. Acum aparent avem de mutat și o țejă. Scoatem țeava frumos aici din șanț și probabil o să trebuiască să ne plimbăm nițel ca să scăpăm de ea. Bun, las-o jos, las-o jos, las-o jos, las-o, 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 las-o să zboare. Atât. Bun. Aparent s-a rezolvat situația aici și trebuie să mergem să ducem mașina și țeava. N-ai spart țeava de gaze, fărâmatule. Nu ți-e pic de rușine. Pic de rușine n-are băiatul ăsta. Lasă că-l iertăm, zicem și noi că a fost în cauza la vreme. Bun, unde avem să ne ducem? Aici. Hai să-i dăm bătaie repede. Și am ajuns, bă, tată. Am ajuns, descărcăm panarămile. Repede așa. Așa pe între copaci, că se vede frumos. Una bucată. Lasă și țeja și am scăpat de situație. Acum să vezi că trebuie să mergem să schimbăm țeava. Presimt. Presimt așa. Ia uite, na.
Hai salto, 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 bă. Haide, mă. Atât. Bun, tătuțu. Trecem înapoi în driver mode și ne ducem finuț să ducem transportul. Și am ajuns, bă, băieți. No. Și acum trebuie să facem treabă cu excavatorul. Bam, bam, bam. Așa, mă, tată. Hai că imediat terminăm și aici. Recupărăm repede zona, punem țava de gaze și... Sănătate! % din săpătură e gata. Suntem șefi. Suntem șefi originali. Stai așa, nițel. Stai așa, nițel, că mie aici nu-mi convine ceva. Mai luăm de aici, că aparent aici ne pune să... Da, de ce faci așa? Da, de ce muți tu camera cum vrei tu? Jegosule care ești. Așa, mă, tată. Am mai făcut un pic de thumbnail ca să avem acolo, să vedem din ce alegem. Vedem din ce alegem, dar e proastă rău camera. Bă, e proastă rău camera. Mă enervează reacția ei. Cum mută ea așa cum vrea ea, pe unde când ne credem aici. Încă puțin și ăla e. Și după aia probabil ne pune să punem țeavă. Presimt așa. Sunt curios dacă pot să o agăț cu excavatorul. Bă, du-te, bă, că nu te cred. 3%, mă. Bă, nu fi jegos. Hai, 1%. 1%, un picuț. Atătătuț. Bun, hai să vedem dacă putem să o agățăm cu excavatorul. Că sunt curios. Da, băi, ești prost, putem, țiplă. E,
Te uite la treaba asta, nu mă așteptam. Dă-te jos din ăsta, că nu e al nostru. Și să vedem ce ne zice tovarășul pe acepa. Defective gas lines can be extremely dangerous. Da, ai dreptate tu, da. Per ansamblu. So now. Bun. Băi, tată, cam ăsta e episodul pe azi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până data viitoare, ce să zic? Aveți grijă de voi și nu uitați să fiți cu minte, nu cu minți. V-am pupat. Pa, pa!